Percheziții la Suceava și în alte 34 de județe. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei: 100 de percheziții într-un dosar de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată au fost făcute în 35 de județe ale țării. Dintre candidații care s-au înscris la proba teoretică pentru permis auto categoria B în primele 3 luni ale anului, 58% au picat examenul, iar Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și anul acesta la Suceava de o delegație a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. 100 de percheziții într-un dosar de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată au fost făcute marți pe 4 aprilie în 35 de județe, între care și Suceava. Din cercetări a reieșit că persoana bănuită ar fi importat prin curierat de pe teritoriul Spaniei arme neletale și muniție supuse autorizării, pe care le-ar fi comercializat către 105 persoane domiciliate în mai multe județe, fără a obține autorizațiile prealabile impuse de lege. Polițiștii din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți de alte structuri cu atribuții pe linia poliției judiciare, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase IGPR, au pus în executare 100 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal instrumentat la nivelul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată. Potrivit IGPR, din cercetări a reieșit că persoana bănuită ar fi importat prin curierat de pe teritoriul Spaniei arme neletale și muniție supuse autorizării, pe care le-ar fi comercializat către 105 persoane domiciliate în mai multe județe, fără a obține autorizările prealabile impuse de lege. Perchezițiile au fost realizate în 35 de județe, inclusiv Suceava, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu implicarea polițiștilor din cadrul structurilor Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Ordine Publică, investigarea criminalității economice, investigații criminale, criminalistică și acțiuni speciale, beneficiind și de sprijinul structurilor teritoriale de jandarmi. Dintre candidații care s-au înscris la proba teoretică pentru permis auto categoria B în primele 3 luni ale anului, 58% au picat examenul. Dintre cei care au picat, 20% au obținut punctaje între 0 și 10 puncte, în condițiile în care minimum pentru a trece proba practică este de 22 de puncte. Această statistică reprezintă un semnal de alarmă pentru autorități, mai ales în județul cu cele mai multe accidente rutiere grave raportate în ultimii ani. În acest sens, controlele vor fi și mai drastice, iar școlilor de șoferi li s-a cerut o implicare și mai mare în formarea candidaților. Dacă datele pe care ni le-au prezentat colegii de la Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere ne arată că, în ceea ce privește proba practică, se desfășoară într-o zonă de normalitate, având rezultate bune peste media națională, observăm că în ceea ce privește proba teoretică asistăm la regrese vizibile. De la 1 decembrie 2021 până la 31 martie 2022, în comparație cu 1 decembrie 2022-31 martie 2023, rata de promovabilitate la proba teoretică pentru categoria B a scăzut considerabil, de la 43% la 41%. Într-o statistică privind rezultatele obținute de candidați la proba teoretică pentru categoria B, situația candidaților care iau sub 10 puncte, în condițiile în care au nevoie de minimum 22 ca să treacă, este îngrijorătoare. În luna ianuarie 2023, numărul de candidați care s-au prezentat la proba teoretică, și mă refer la categoria B, ca să fie mai simplu, a fost de 2075, din care au fost respinși 1214 candidați. Sunt 276 de candidați care au obținut între 0 și 10 puncte. Mergem pe luna februarie, 2103 candidați respinși, 1220. Sunt 257 de candidați respinși care au obținut între 0 și 10 puncte. Luna martie, 2088 de candidați, din care au fost respinși 1239 de candidați la proba teoretică. La acest interval 0-10 puncte, sunt 227. Această statistică reprezintă un semnal de alarmă pentru autorități, mai ales în județul cu cele mai multe accidente rutiere grave raportate în ultimii ani. Uitându-ne
pe șoselele județului Suceava, observând că există un număr ridicat de persoane care conduc sub influența alcoolurilor, sub influența drogurilor, care nu respectă reguli elementare de circulație, care circulă cu viteze extrem de ridicate. Am solicitat, pe de-o parte, și poliției rutiere intensificarea controalelor în trafic, dar am și rugat reprezentanții școlilor de șofer să intensifice pregătirea teoretică în ceea ce privește legislația rutieră, pentru că, indiferent câte rezultate și câte măsuri de eficientizare a serviciului public comunitar vom face, ne vom izbi de acest procent scăzut. În ceea ce privește probele practice de traseu, și aici au fost făcute unele modificări pentru fluidizarea traficului rutier în primul rând. Acestea vor intra în vigoare de la 1 mai, respectiv de la 1 iunie. Începând cu data de 1 mai, în zilele de sâmbătă din luna mai, respectiv 6, 13, 20, 27, vor fi susținute probe practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B în municipiul Câmpulung Moldovenesc. Acestea vor fi sesiuni suplimentare care se adaugă celor clasice de luni până vineri. Măsura numărul 2. Începând cu 1 iunie, anul curent, toate programatoarele pentru proba practică vor fi împărțite în două, începând cu ora 8 și ora 12, pentru eficientizarea activității serviciului, pe de-o parte, și pentru a permite o fluidizare în municipiul Suceava. Începând cu 1 iunie, proba practică pentru obținerea permisului de conducere se va susține de luni vineri în municipiul Suceava, iar zilele de săptămâni vor fi împărțite pe zone ale județului, astfel încât să venim în întâmpinarea școlilor de șoferi. În ziua de luni și de vineri vor fi zonele arondate și municipiului Suceava, marți va fi municipiul Folticeni plus zonele arondate, miercuri municipiul Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, orașul Gura Humorului plus zonele arondate, iar joi va fi municipiul Rădăuți plus orașul Siret și zonele arondate. Începând cu data de 1 mai, va exista examinare pe categoria tractor pe raza municipiului Suceava. Este o premieră pentru județul Suceava. Până acum nu s-a mai făcut acest lucru. Toți candidații trebuiau să se deplaseze în județul Bistrița sau în județul vecin în Botoșani. Avem în momentul de față 5 examinatori pentru această categorie. Nu în ultimul rând vreau să vă aduc la cunoștință că avem și examinatori la categoria A. Sperăm ca în curând vremea să se îmbunătățească, mă refer motocicletă, și să erau foarte multe solicitări pe zona aceasta, astfel încât candidații din județul Suceava să poată să susțină această probă practică și la nivelul municipiului și județului Suceava. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună că bine m-a regăsit! Dau din spatele camerul de filmat și le spun telespectatorilor că interpretai o colindă când intrai aici. Pentru că astăzi am făcut cu Ciprian Șlempo, care la Asociația Turism Covina și are și o agenție, și întrebam cu turismul. Și mi-a zis că acum de Crăciun în Bucovina sunt ocupate cam toate locurile. Așa ți-a zis, de Crăciun în Bucovina. Păi lui Crăciun afară, păi uite cum e afară. Dar nu mai știu, Crăciun de Crăciun a fost așa cu zăpadă sau nu era chiar atât? Nu prea era, nu. Bine, acum se și topește, mai până mâine și după aia se cam duce. Dar e atmosferă de Crăciun în Bucovina și... Și în loc să împodobim bradul, o să împodobim ramuri de sălcii. Da, am văzut ieri un copac, adică mai mulți copaci în Florinți, și era un copac cu flori albe multe, multe, multe. Azi l-am văzut, nu mai știam dacă e zăpada, adică nu era nicio diferență între flori și zăpada. Toți copacii sunt înfloriți azi. Da, bă, dar vremea asta nu e doar la noi, și în toată Europa a venit un val polar. Val ăsta polar, val ursul polar, așa, și mai ține un pic, așa. Mă gândesc ce o să fie sâmbătă pe Areni, că dacă zăpada asta, dacă mai ninge până mâine, și o să fie, cred că, mocerlă. Bine că nu se joacă la Rădăuți.
Da, bine că nu vezi, se trebuie să vezi și partea bună a lucrurilor. Acum nu știu cât pentru că merge, e derby, e iarăși. Merge drenajul ăsta la pe are și cât poate să absorbă. Dar dacă vine așa un vânt după zilele astea cu nisori, poate usucă teren. N-am o veste bună pentru tine că până spre miercuri săptămâna viitoare o să cam plouă. De da. Paști se pare că va fi totuși vreme mai bună, dar da, dar e cu un pic de pauză, s-ar putea să fie și un pic de pauză. Tu totuși tragi nădejde. Da. Numai școala de șofer să nu faci acum. Eu cred că cei care s-au înscris și au programat orele de traseu prin martie-aprilie s-au gândit că numai bine se scapă de iarnă, de zăpadă, de traficul aglomerat. Ei, sunt niște măsuri pe care autoritățile le iau din mai și din iunie ca să se mai elibereze traficul din Suceava, singura localitate unde se dau examenele la proba de traseu. Dar buba mare nu e aici, ci la proba teoretică. Bun, acum și cei de la școlile de șoferi, e un anumit număr de ore acolo. Nu poți să-l bați pe unul cu rigla la palmă ca să învețe. Dacă nu vrea să învețe, nu învață. Aia e. Și cursurile teoretice și exercițiile astea practice pentru proba teoretică le cam face în regie proprie, Sorin. Bun, dar nu... Îți iei chestionarele, ele sunt dacă online, vrei să înveți, peste tot. Tot. Dar dacă adică te uiți... prea puțin faci sală. Da, ok, dar dacă vrei să înveți. Dar problema este că dacă te uiți pe rețelele de socializare, vezi că jumătate, cam jumătate dintre cetățeni sunt analfabeti funcționali. Și eu mă mir cum sunt atâția cu carnet de conducere, pe bune. Eu cred că dacă s-ar da un examen riguros așa, ar fi străzile, nu ca acum, deci s-ar circula în Suceava foarte bine. Deci sunt foarte mulți, nu știu cum au luat carnetul. Ei efectiv sunt analfabeti funcționali, ei nu pricep. Și dacă nu pricep un text mic, un titlu sau ceva, îți dai seama din comentarii că ei nu pricep. Așa cum naiba să priceapă la semne de circulație, îl bagi în generatorul, nu mai știe ce să facă. Deci sunt foarte mulți cu permis auto. Păi și cum l-au luat, Sorin? Ori pe șpăgi, ori pe indulgență prea mare, că altfel nu se explică. Și asta cu șpăgile, evident că s-a luat asta și pe șpăgile. Asta cu șpăgile a ținut bine. Până la un punct. Dar sunt foarte mulți care, pe lângă faptul că sunt analfabeți funcționali, sunt și obraznici. Te uiți numai cum se circulă prin oraș. Fete, băieți, nu contează. Tineri, bătrâni. Deci nu... Tupeul și obrăznicia în trafic n-are vârst. Asta e doar la Suceava, oraș unde a existat acest flagel infracțional? Nu, dar acum câțiva nu știu că era la Pitești. Argeș, da. Nu, peste tot este așa. Și numărul de mașini este foarte mare. Sunt și mașini nervoase. Acum abia le pot ține în frâu. Unii vor să șetaleze bogăția și cu mașini. Dar nu, asta cu telefonul mobil spunea, nu știu, Titi, iau sau nu știu ce, parc. Că cu riscul de a-și atrage injurii de la foarte multă lume, a spus, doamne, ar fi bine ca atunci când ești la volan în mașină să nu fie telefonul mobil cu tine. Bine, mi se pare o măsură extremă. Dar asta este modă, eu nu știu, e o lege care nu-ți permite să vorbești la telefon mobil decât atunci când ai... Hands-free. Da, dar se vorbește, nu... Eu rar vezi pe cineva conducând și ne vorbim la telefon, ținând telefonul în mână. Și nu doar particular, dar vezi și pe mijloacele de transport în comun, am văzut. Pe autobuz cu brațele lăsate pe volan și cu telefonul în mână. Pe taxi nici mai spun șoferi de taxi care dau SMS-uri și până mai mers de mult cu taxiul, dar am prins. Deci este în trafic este haos. Este un haos pentru că nici, nu știu dacă se aplică, adică nu se aplică asta cu telefonul, păi ar trebui să lași o grămadă fără permis auto. Deci zici că măsurile pe care și prefectura le-a cerut poliției rutiere și școlilor de șoferi, între care intensificarea controalelor în cazul poliției rutiere, ar fluidiza traficul din Suceava, că mulți ar rămâne fără permis. Da? Acum poliția rutieră, ea când există, că nu prea există, ei există pe final de săptămână când fac din astea razi din astea sau ce fac ei. Sau la început, da, și sau la sau niște din astea tematice, că bat toba, că au făcut ei nu știu ce, că au lor nu știu câte permise și acum ei sunt ca niște copii, ei se uită și la filme în astea cu polițiști și se cree poliția americană, de când le-a dus drag testele astea, toată ziua i-auzi că am prins atâția care erau drogați. Păi m-am văzut un om care
cu veselie, dădea interviuri și cu deschidere, așa, și primul când ne-a pus drug testul, zice, ai și pozitiv la o substanță. Așa, și înțeleg că legea e făcută atât de prost, păi dacă dă eroare aparatul, tu mă lași fără permis în continuare, până se rămânește prin instanță, este o prostie. Poate omul ia un somnifer, că i-a prescris medicul, cum vine asta? Și stau, se joacă cu neastră. Teoretic, dacă e un somnifer, nu te urci la volan. Nu, dar nu știu că ce, poate are tratament seara, da, doar îți spune dacă e un anumit tratament și nu poți să conduci. Dar ei acum se joacă cu alea, că le-au primit noi. Cum e la copil o mașinuță nouă? Când e o mașinuță nouă, o freacă, da, două, au trei și zile. Mașinuțe noi. Și acum le-au venit și BMW-urile alea, deci acum o să vin toți ca la circ, se uită la BMW-uri, se urcă în mașină, dau din ștergătoare, dau drumul la sirenă, iau alte preocupări. Eu cred că controle mai serioase sau mai dese iar putea speria pe unii care s-ar urca, nu știu, băuți sau drogați la volan. Dar nu se mai sperie nimeni. Există un fenomen al, dintotdeauna, al șofatului sub influența alcoolului și a apărut acest fenomen al șofatului sub influența unor substanțe. Da, dar nu se mai sperie nimeni. Vezi, cu toate că se fac tot felul de campanii, nu o se prinde de nimeni. Zice, bă, mie nu mi se întâmplă. Nu campanii, merge... chiar control dacă oprești. Nu vezi că se mai fac controle. Dar din trei în trei mașini. Cum naiba că și azi anunțau 400 de controle, nu știu ce anunțau ei pe acolo, nici nu îi bag în seamă, sunt aceleași trompete pe care le dau ei. Și numărul de mașini nu scade în trafic. Păi dacă le luați atâtea permise, de unde tot apar ăștia alții? Păi îți dai seama dacă nu s-a luat permise? S-a urcat mașinile una pe alta. Deci așa e situația când sunt acțiuni, da, și când nu ar fi intense și foarte riguroase. Și asta cu școlile de șoferi, na, să facă fiecare localitatea lui, cu toate că proba de foc e în Suceava. Ori dai în Suceava pentru permis auto. Dacă ai luat în Suceava permis auto, poți să mergi în București fără nicio problemă și poți să mergi și în Mumbai. În Mumbai și la Cairo. N-am fost nici la Cairo, nici în Mumbai. Ce știu din povești și ce am văzut prin filme. Acolo e haosul de pe lume. Deci dacă te descurci în Suceava și iei permisul aici, pe bune, dacă iei pe bune, ești tătic, te poți duce oriunde în lumea asta. Bun, dar și în zona de munte, pentru că, uite, și în Mumbai ai șanse să trebuiască să cedezi trecerea unor turme de vaci și în Suceava, în zona de munte, ai aceleași șanse. Deci da, depinde unde vrei să fii șofer până la urmă. Da, era să spun eu ceva cu turmele de vaci, cu niște turme de boi, dar mă opresc aici. Că nu-i frumos. E mai bine așa. Nu, aici e proba de foc în Suceava. Mâna e să dai la Câmpul Lung, la Gura Hmurui și la Suceava. Probabil că ăsta este și motivul pentru care proba de tractor va fi făcută tot în Suceava. Da, asta este tot ce lipsea. Consiliul Local a dat acum câțiva ani o decizie prin care căruțele nu mai au voie. Cred că ar trebui să dea și la tractoare. Asta mai lipsi. Deci în haos. Poliția rutieră va face un traseu în zona Ițcani, pe unde... Da, că Ițcaniul ăla, deci Ițcaniul ăla, deci el nu e cartier. E un loc, deci Ițcaniul s-a transformat în poligon pentru școli de șoferi. Gara e praf, pilaf, e moarte. Așa și acolo se fac școli de șoferi, acum aduc tractoare, să aducă și buldozele, să-i calce în picioare pe cei din Ițcani. Auzi, cartierul Ițcani e transformat în cel mai mare poligon auto din România e la Ițcani. N-ai văzut așa ceva. Deci stau eu în Ițcani să aud ție hurnitul la tractor. N-am înțeles. Sau că frești tu mașina aia când schimbi dintre a treia între a doua și îți pârâie că nu știi că ești începător. Toți acolo vin la Ițcani, parcă Ițcani sunt considerați oameni de acolo, de cetățeni de mâna șaptea. Știi? Și fac ei, așa, fac ei trasee acolo cu tractoarele. Sunt condiții bune de trai. Păi da, sunt, dar dacă îți vine și cu tractorul și cu prăitorul și cu aia și cu aia, dar ce nu vine și cu secerător din aia, cu combine? Fac acolo, îți can să facă ce vor. Nu, dar eu să fiu cetățean al cartierului Ițcani, chiar m-aș revolta. Adică stai, mă, ce e aici? Poate că dar este timp de revoltă, pentru că poliția rutieră înțeleg că nu a autorizat încă exact care va fi traseul pentru școlile de șoferi. Nu, dar eu ești mutat. Cine e cu ideea asta cu Ițcani? Poliția rutieră înțeleg că propune să fie un traseu în Ițcani. Da, eu toți cei cu ideea asta, așa un cort din ăsta la refugiați, că nu mai sunt refugiați, de pe la Siret, care stau goale de mult, așa l-aș pune la Ițcani, la gara acolo, peste drumul, lângă fosta terasă, mai e o terasă, așa, și aș muta pe toți aia cu idei să stea acolo.
să se mute acolo, îți trimiși în din asta de serviciu, cu interes de serviciu. Delegație. În delegație. Facem delegații, trimitem acolo, punem paturi, așa stea în cortul ăla și să treacă pârâitoarea X cu tractorul Z, să stea să vă le combine. Chiar e bătaie de joc de X, cam pe cuvântul meu, dacă nu. Asta mai lipsea. Acum, după ce că freacă astea, mașinile astea mici, toți începători, mai vin și tractoriștea. Nu o să mai fie chiar toate mașinile mici să dea examen în Suceava. Ai spus și tu ceva mai devreme că vor da fiecare în localitățile... Nu, dar uite ce m-am enervat acum. Principale de la care sunt arondate. Zău cum am enervat. Nu, dar atitudinea, ca atitudine. Una, două, ce facem? Hai, ducem la Ițcani. Mergem la Ițcani acolo, dă-i încolo, las. Una, dar hai. De ce nu șcheia? De ce nu pătrăuți? De ce nu tot cu Dragomir? Da, da, se ducă, da, oriunde, numai... O, asta cu tractorul, deci asta mai e lipsea cu tractorul. E premieră, oricum, Sorin. Până acum nu puteai să dai examen pentru categoria că, tractor. Dacă spui că la Suceava trebuia Suceava să meargă la Botoșan, da. Trebuie, dificil. Dacă spui că Suceava e comună, amă că nu e comună. Aici e ca la țară. Dar tractoare din alea care ies din câmp cu noroi pe ele, nu? Ca să facă și glod la oamenii scari. Să fie și mizeria acolo să-și... Dar poate sunt tractoare din acelea foarte moderne, cu GPS, da. Prin satelit. Dar ce nu dau pe câmp astea tractoarele astea? Testele. Că-i pământul omului. Da, și la Ițcan ce? Șosea publică. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Vreme de februarie, la început de aprilie, este cod portocaliu până miercuri la ora 14 și sunt anunțate ninsori, temporar viscol și strat consistent de zăpadă la munte. Tot la munte, în deoseb, drumarii au scos din nou utilajele de dezăpezire, iar în orașe oamenii au îmbrăcat din nou hainele de iarnă. Codul portocaliu a intrat în vigoare marți la ora 10:30. Sunt anunțate ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă în cea mai mare parte a Moldovei, Carpații meridionali și orientali, în special la altitudini de peste 1400 de metri. Fenomenele meteorologice prognozate vor fi periculoase cu un grad de intensitate mare. În cea mai mare parte a Moldovei și în Carpații meridionali și orientali, în special la altitudini de peste 1400 de metri, va continua să ningă temporar viscolit, cu rafale de peste 55-65 de kilometri la oră și se va depune strat consistent de zăpadă. Pe toate sectoarele de drumuri naționale din administrarea secției Câmpul Lung Moldovenesc se acționează cu 18 utilaje închiriate și 4 proprii. În general, carosabilul aflat în administrarea SDN Câmpul Lung Moldovenesc este umed la negru, însă pe DN17A în zona Palma și 3 Movile avem zone cu 1 cm zăpadă. În acest moment se acționează cu utilaje. În ceea ce privește situația drumurilor naționale aflate în administrarea SDN Suceava, carosabilul este umed la negru, avem un număr aproximativ 50% din utilajele închiriate cu care drumurile naționale au contract, vorbim de 16 ATB-uri, un unimog, 4 încărcătoare, dar bineînțeles și cele proprii, 5 unimoguri, un ATB și 2 buldo excavatoare cu lamă. Nu în ultimul rând, conducerea drumurilor naționale m-a informat că există o cantitate disponibilă de 1600 de tone de sare. Nu doar la munte, oamenii au fost nevoiți să scoată din nou hainele groase. Eu vin din Canada acum, unde au fost nămeți cât casa, 3 metri erau în locurile în care se adunau să făcea curățenie. Și frig și zăpadă. Încât asta, dar totuși este ceva nefiresc la început de aprilie, când așteptam așa mult soare. Nu mai știe, primăvară, iarnă, cum e vremea asta? Nu se mai știe, în alți ani pe timpul ăsta spuneau cartofi, spuneau ce, dar acum, nu, ce să facem? Să fie doar zăpada miilor sau poate păi, să fie iarnă? Păi, a miilor o fi fost, o mișcă cu costări și acum bierzele astea, acum eu știu ce o să mai fie mai departe, nu știu. Sperăm să nu se iei mult. Codul portocaliu este valabil până miercuri la ora 14. Pelerinajul de Florii va avea loc sâmbătă pe 8 aprilie, începând cu ora 15:30. Procesiunea va începe la Catedrala Nașterea Domnului de pe Mărășești, unde un sobor de clerici condus de episcopul vicar Damaschin Dornanul va oficia slujba vecerniei Floriilor și va binecuvânta ramuri de salcie.
Sâmbătă, pe 8 aprilie, începând cu ora 15:30, în municipiul Suceava se va desfășura pelerinajul de flori, la care vor lua parte ierarhii eparhiei, preoți, monahi, monahii, dar și credincioși. Procesiunea va începe la Catedrala Nașterea Domnului de pe Mărășești, unde un sobor de clerici condus de episcopul vicar Damaschin Dorneanul va oficia slujba vecerniei floriilor și va binecuvânta ramurile de salcie, care vor fi împărțite apoi credincioșilor. De la catedrală se va pleca în pelerinaj către Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, unde va avea loc prima oprire a procesiunii, strada Mărăști și strada Mihai Eminescu. Apoi, traseul va continua pe strada Nicolae Bălcescu și bulevardul Anai Pătescu, iar următoarea oprire va fi la Biserica Învierea Domnului. Procesiunea se va îndrepta pe strada Ion Vodăviteazul către Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. La mănăstire, alaiul va fi întâmpinat de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Redăuților. Arhiepiscopul va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor. Răspunsurile liturgice vor fi date de grupul psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale. Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și anul acesta la Suceava de o delegație a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Pe 16 aprilie, la Muzeul Satului Bucovinean, vor concerta Ovidiu Lipan Țândărică și Fanfara 10 Prăjini. Evenimentele sunt incluse în programul Paștele în Bucovina. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că și în acest an, în sâmbăta Paștelui, va ajunge Lumina Sfântă de la Ierusalim. Evenimentul este inclus în programul Paștele în Bucovina și va fi organizat de administrația județeană împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Președintele Flutur a afirmat că, la fel ca în anii trecuți, Lumina Sfântă va fi adusă de o delegație de la Arhiepiscopie cu un avion privat. De asemenea, el a precizat că în prima zi de Paște, respectiv duminică, pe 16 aprilie, începând cu ora 12, la Muzeul Satului Bucovinean vor avea loc o slujbă urmată de un concert de toacă și clopote și un concert extraordinar de tobe și toacă, susținut de Ovidiu Lipan Țândărică și Fanfara 10 Prăjini. Invităm sucevenii și turiștii să vină la aceste evenimente. Suceava a devenit un pol de atracție deosebit, iar aceste forme de turism, cultural, religios, se vede că au prins contur puternic în ultimii ani. Bucovina a devenit un lider în ceea ce înseamnă autentic, tradițional, cu amploare deosebită în perioada marilor sărbători religioase, a transmis Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Peste 250 de participanți din țară și străinătate au luat parte la cele 16 sesiuni organizate pe parcursul a 4 zile în cadrul celui de-al doilea simpozion regional multidisciplinar de tehnici minim invazive. Manifestarea a adus în atenție teme extrem de interesante, precum tratamentul minim invaziv în terapia durerii, patologia venoasă acută, patologia cerebrovasculară determinată de accidentul vascular ischemic și accidentul vascular hemoragic. Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România a organizat la Iași cel de-al doilea simpozion regional multidisciplinar de tehnici minim invazive în cadrul celei de-a 12-a conferințe a Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România. Spitalul Județean de Urgență Suceava a participat prin managerul Alexandru Calancea și doctorul Mihai Crețeanu Junior, iar între cei prezenți s-a numărat și doctorul Tiberius Brădățan, ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății. Este o onoare pentru mine să fiu aici, atât ca fost student al acestei universități, cât și premiernic în funcție de secretar de stat, care transmite un cuvânt de susținere, de sprijin din partea Ministerului Sănătății, a Ministrului Sănătății, domnul profesor universitar, dr. Rafila Alexandru, și de asemenea este o onoare să fiu alături de prietenul meu, Mihai, pentru că am crescut cumva la intervale diferite de timp, dar am crescut odată cu Spitalul Județean Suceava și Mihai a fost de la început o scânteiuță, a adus acea dorință de a urca, spitalul pe harta țării, acolo unde este locul, și să facă din Spitalul de Suceava un spital de referință, și iată că a reușit pas cu pas, cu foarte multă răbdare și cu foarte multă dăruire, să aducă aceste elemente de noutate, de tehnologie, în practica profesiei noastre medicale din România. Așadar, este o onoare pentru mine să fiu prezent la această a 12-a conferință a Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România. Cred
că viitorul este al tehnologiei, viitorul este al acestor realizări foarte importante care vor duce la salvare de vieți omenești. Mă bucur că Spitalul Județean Suceava are un cuvânt de spus la nivel național și îmi doresc și nu numai național să fie și dincolo de granițele României. Ca și manager în acest moment, voi susține așa cum îmi pricep mai bine, eu sunt medic cardiolog, dar voi susține activitatea tuturor medicilor din spital care își doresc să facă performanță și iată că compartimentul de radiologie intervențională condus de domnul dr. Grățeanu Mihai Junior face performanță, face istorie în Spitalul Județean Suceava. La cele 16 sesiuni organizate pe parcursul celor 4 zile de evenimente, au fost prezenți peste 250 de participanți din țară și străinătate, în frunte cu personalități din domeniu. Au fost prezentate noutăți din domeniul ablației nodulilor tiroidieni, managementului acordului vascular la persoanele dializate, accidentului vascular ischemic și hemoragic, terapia durerii, patologia venoasă acută, precum tromboza venoasă profundă sau tromboembolismul pulmonar. Manifestarea a adus în atenție teme extrem de interesante, tratamentul minim invaziv în terapia durerii, patologia venoasă acută, precum tromboza venoasă profundă sau tromboembolismul pulmonar, patologia cerebrovasculară determinată de accidentul vascular ischemic și accidentul vascular hemoragic. Noul sezon al Ligii Naționale de Rugby a debutat cu un meci direct între cele două reprezentante ale județului Suceava, RC Gura Humorului și CSM Bucovina Suceava. Partida s-a disputat pe stadionul Tineretului din Gura Humorului și a fost câștigată de gazde cu scorul de 32-15. RC Gura Humorului s-a impus duminică pe stadionul Tineretului în fața celor de la CSM Bucovina Suceava cu scorul de 32-15, 22-10 la pauză, în runda inaugurală din grupa a treia a Ligii Naționale de Rugby. Gazdele conduse de Andrei Varvaroi și Ștefăniță Rusu au câștigat și Cupa Bucovinei, trofeul pus în joc cu ocazia acestui meci grație punctelor marcate de africanul Rohan Schwartz, două eseuri, Daniel Varvaroi, Sebastian Rusu și Ștefăniță Rusu, câte un eseu fiecare, Mihai Dărăban, două transformări și o lovitură de pedapsă. De partea cealaltă, echipa antrenată de Marcel Crețuleac a punctat prin Lucian Preutescu și Călin Klim, fiecare cu câte un eseu și Sabin Crețu, o transformare și o lovitură de pedapsă. În etapa următoare, RC Gura Humorului se va deplasa la Bârlad. Meciul dintre CSM Bucovina Suceava și CSM Constanța a fost amânat pentru data de 10 iunie. Etapa a 20-a din Liga 4-a de fotbal a adus prima sincopă din acest an pentru liderul clasamentului, Viitorul Liteni. Echipa antrenată de Demis Maranda a obținut doar un punct în meciul de acasă cu Moldova Drăgușeni, încheiat cu scorul de 2-2. Moldova Drăgușeni a plecat cu un punct de pe terenul liderului Ligii a 4-a după ce a remizat duminică în fața celor de la Viitorul Liteni, scor 2-2. Oaspeții au marcat prin Nechitoaia și Plămadă, iar gazdele prin Lungu de două ori. Juniorul Suceava a rămas pe locul secund după ce a câștigat la Poieni Solca cu 7-0. Golurile au fost înscrise de Cerlincă, 4, Eminovici, Antonesei și Zaharie. Șumuzul Preutești completează podiumul clasamentului după victoria cu 5-1 obținută la Vatra Dornei. Academica Gălănești a trecut de Rareu Câmplung Moldovenesc cu 2-0 prin reușitele semnate de Marian și Rusu, iar Progresul Frădăuții Vechi s-a impus pe terenul liceului cu Program Sportiv Suceava în fața Bucovinei Dărmănești cu 3-2 prin golurile lui Bânzar, 2 și Romaș. În cadrul etapei a 20-a Ligii a 4-a s-au mai disputat meciurile Recolta Fântânele, Victoria Vatra Moldoviței 1-1 și Concordia Grămești, Foresta 2 Suceava 0-3. Siretul Dolhasca a stat. Clubul Sportiv Universitar din Suceava a organizat faza pe Euroregiunea RO1 a Festivalului Național de Mini-Handbal Masculin. Întrecerea se adresează în acest an copiilor născuți în 2012 și mai mici. Competiția s-a desfășurat în sala de sport a școlii gimnaziale Ion Creangă din municipiul Suceava și a reunit la start 6 echipe. Este vorba despre CSU Suceava, antrenor Loredana Barbă, LPS Suceava, antrenor Cristiana Domnicăi, ACS Vicovelit Vicovu de Jos, antrenor Ioan Sandu Zubaș, ACS Preventisia și antrenor Mihai Timofte, școala generală numărul 1 Săveni, antrenor Gabriela Răducanu și școala generală Mihai Cogălnicianu Dorohoi, antrenor Claudiu Aghiorghiesei. Organizatorii l-au oferit tuturor micilor handbaliști medalii, diplome, pizza și dulciuri.
Am făcut acest turneu să avem și noi două participări pentru viitorul național, să jucăm pentru Festivalul Național. Mulțumesc în primul rând Direcției Județene pentru ajutorul medalelor, diplomelor, părinților că ne-au ajutat și ne-au susținut să ținem acest turneu, echipelor participante, colegilor care s-au implicat. Mulțumesc la toată lumea și copiilor pentru că au fost foarte fair play, au știut să joace chiar cu perspectivă și mi-a plăcut așa modul de a juca. Foarte, foarte spectaculoasă organizarea realizată de Clubul Sportiv Universitar. Mulțumesc pe această cale, mulțumim și părinților de la Clubul Universitar care s-au mobilizat foarte bine și ne-au făcut o surpriză plăcută, aducându-ne pizza și dulciuri. În ceea ce privește calitatea handbalului, a fost un nivel vizibil mai ridicat decât cel de la etapa județeană, unde am întâlnit doar clubul sportiv, liceul sportiv și Clubul Universitar. Aici am rămas plăcut impresionat de echipa pregătită de domnul Timofte Mihai, preventistul de la Iași, și felicit toate celelalte echipe participante. Acești copii, aceste generații arată, zic eu, destul de bine, dar meritul este datorat lui Cristi și lui doamna Loredana, mă refer la noi în județ, care se implică activ în selecționarea copiilor, dar v-am spus și mă repet, sunt plăcut, surprins de ceea ce am văzut la echipele de la Botoșani și de la Iași. Chiar cred că handbalul din euroregiunea noastră, Moldova, este pe un trend pozitiv. Mă bucur foarte, foarte mult că au participat atât de multe echipe și a fost un spectacol handbalistic și de la etapă la etapă se văd îmbunătățiri la toate echipele. Așa că se creează un spectacol destul de frumos. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii și o pauză de publicitate, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte va fi rece în toată regiunea. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben privind cantități însemnate de precipitații, ninsori și intensificări ale vântului, vreme deosebit de rece, valabilă până miercuri la ora 10 în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț. Totodată, vântul va avea intensificări temporare. Temperaturile minime vor fi negative la noapte și se vor încadra între minus 3 și 1 grad Celsius. Și miercuri, în toată regiunea, atmosfera va fi una de iarnă. Cerul va fi mai mult acoperit și se vor înregistra ninsori ușoare în toată regiunea. Vântul va sufla cu moderație, dar va prezenta și unele intensificări. Temperaturile maxime scăzute pentru această dată se vor încadra între 0 și 3 grade Celsius. În vremuri în care timpul este foarte comprimat, orice ajutor pentru pregătirile de sărbătoare este binevenit. Băcănia Boierească și restaurantul Pensiunii Santa Fe sunt ajutoare de nădejde, foarte iubite de doamnele care prețuiesc mai mult timpul petrecut cu familia decât cel în bucătărie. Și eu mă număr dintre doamnele care nu reușesc să stea prin bucătărie în perioada asta. Perioada sărbătorilor de regulă este destul de aglomerată și ca să venim în întâmpinarea celor care au prea puțin timp de stat prin bucătărie,
le ofertăm aceste produse. Ba chiar le și livrăm acasă dacă nu au timp să ajungă pe la noi. Pentru mâncăruri gătite, de la salată aperitiv, la sârmăluțe, friptură, piftie și pască, toate pot ajunge din bucătăriile restaurantului direct pe masa de sărbători, în așa fel încât noi să ne bucurăm din plin de familie. Tradiționalele sârmăluțe cu salată de sfeclă roșie, drobul de miel, pasca cu brânză de vaci. Pe lângă acestea am făcut și specialități precum porcheta, o ruladă de porc foarte gustoasă, sau escalopul de vită Angus. Sunt recomandări ale restaurantului nostru. Platouri cu preparate, brânzeturi sau alte cele necesare pe masă de Paște. Și tradiționalele salate, salate de salata beof, salata cu perișoare, cu pui, adică o gamă variată de preparate. Băcăniile, care în ultimii ani au câștigat tot mai multă popularitate, sunt o soluție la îndemână pentru familiile care își doresc bucate proaspete, produse cu grijă de producătorii locali. Băcănia Boierească are marele avantaj că mezelurile de foarte bună calitate sunt producție proprie. Povestea începe de la fermă, de la glie până în farfurie, așa avem noi sloganul, adică de la văcuțe și de la porcușori pe care îi creștem acolo în fermă, unde avem și carmageria și abatorul. Și aici este băcănia unde prezentăm și pot fi degustate de clienții noștri. Am trei băieți cu care mă mândresc. Datorită lor a început toată povestea aceasta, pentru că stăteam cu soțul meu și ne gândeam ce să le dăm să mănânce, având în vedere că în comerț acum se găsesc de toate, dar prea puține din care să ne puteam alege. Și așa a început povestea fermei și apoi ușor-ușor a băcăniei. Ne dorim ca ceea ce mâncăm noi și cu încredere le dăm și copilor să poată avea parte și clienții noștri. Pentru sărbătorile pascale, mai aproape sau chiar foarte departe de casă, produsele din Băcănia Boierească pot ajunge pretutindeni pe bază de comandă. În plus, pentru cei care doresc să guste din mai multe specialități de carne de vită Angus ori de porc, sunt disponibile pe bază de comandă pachete sau coșulețe de sărbătoare. Pachetul conține 9 produse, însumează 4 kg de preparate și dintre ele se enumeră cârnații măcelărești, ceafă și cotelet de porc, steleniuța la fum, salamul cu vită de vită Angus cu nucă, specialitatea băcăniei noastre, mușchiulețul Montana. Vă spuneam, 9 produse care sunt făcute, sunt afumate, tradițional, la fum de fag, așa cum făceau odinioară bunicii noștri. Simplu, nu? Tot ce trebuie să faceți este să vă hotărâți din timp pentru comenzi. Ca să putem să ne organizăm și să facem necesar un timp util și să venim în întâlnirea tuturor cerințelor, comenzile le preluăm până săptămâna aceasta, până la finalul săptămânii acestea, adică până de florii. Cei care or să fie și mai întârziați, o să mai facem excepții, dar nu foarte multe. Dacă vorbim despre mâncărurile gătite în bucătăria Santa Fe, acestea pot fi ridicate proaspete cât mai aproape de sărbătorile pascale sau pot fi livrate acasă. Specialitățile din Băcănia Boierească, pe de altă parte, pot fi ridicate din băcănie, livrate acasă sau oriunde în țară. De altfel, un drum până la Băcănia Boierească va deveni o experiență pentru toate simțurile, mai ales că s-a mutat în casă mare cu doar un etaj mai sus. Am regândit băcănia pentru a avea mai mult spațiu și a veni în întâmpinare a nevoilor clienților noștri. O să urmeze și alte surprize și noutăți în băcănie. Anul acesta vrem să facem cât mai multe lucruri în interesul clienților noștri. Băcănia Boierească se află în cele două puncte din Suceava, pe strada Gavril Tudoraș, la parterul pensiunii Santa Fe și în centru, lângă Muzeul de Istorie. Comenzile pentru masa de Paște le puteți plasa fie în băcănie, la numărul de telefon afișat pe ecran sau pe site-ul băcăniaboierească.ro la secțiunea Bunătăți la pachet. O sută de percheziții într-un dosar de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată au fost realizate marți, pe 4 aprilie, în 35 de județe, între care și Suceava. Din cercetări a reieșit că persoana bănuită ar fi importat prin curierat de pe teritoriul Spaniei arme neletale și muniție supusă autorizării, pe care le-ar fi comercializat către 105 persoane domiciliate în mai multe județe, fără a obține autorizările prealabile impuse de lege.
Dintre candidații care s-au înscris la proba teoretică pentru permis auto categoria B în primele 3 luni ale anului, 58% au picat examenul. Dintre cei care au picat, 20% au obținut punctaje între 0 și 10 puncte, în condițiile în care minimum pentru a trece proba practică este de 22 de puncte. Această statistică reprezintă un semnal de alarmă pentru autorități, mai ales în județul cu cele mai multe accidente rutiere grave raportate în ultimii ani. În acest sens, controlele vor fi și mai drastice, iar școlilor de șoferi li s-a cerut o implicare și mai mare în formarea candidaților. Vreme de februarie la început de aprilie. Este cod portocaliu până miercuri la ora 14 și sunt anunțate ninsori, temporar viscol și strat consistent de zăpadă la munte. Tot la munte, îndeoseb, drumarii au scos din nou utilajele de desăpezire, iar în orașe oamenii au îmbrăcat din nou hainele de iarnă. Pelerinajul de flori va avea loc sâmbătă 8 aprilie, începând cu ora 15:30. Procesiunea va începe la Catedrala Nașterea Domnului de pe Mărășești, unde un sobor de clerici condus de episcopul vicar Damaschin Dorneanul va oficia slujba vecerniei florilor și va binecuvânta ramurile de salcie. Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și anul acesta la Suceava de o delegație a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Pe 16 aprilie, la Muzeul Satului Bucovinan, vor concerta Ovidiu Lipan Țăndărică și Fanfara 10 Prăjini. Evenimentele sunt incluse în programul Paștele în Bucovina. Peste 250 de participanți din țară și străinătate au luat parte la cele 16 sesiuni organizate pe parcursul a 4 zile în cadrul celui de-al doilea simpozion regional multidisciplinar de tehnici minim invazive. Manifestarea a adus în atenție teme extrem de interesante, precum tratamentul minim invaziv în terapia durerii, patologia venoasă acută, patologia cerebrovasculară determinată de accidentul vascular ischemic și accidentul vascular hemoragic. Noul sezon al Ligii Naționale de Rugby a debutat cu un meci direct între cele două reprezentante ale județului Suceava, RC Gura Humorului și CSM Bucovina Suceava. Partida s-a disputat pe stadionul Tineretului din Gura Humorului și a fost câștigată de gazde cu scorul de 32-15. Etapa a 20-a din Liga a 4-a de fotbal a adus prima sincopă din acest an pentru liderul clasamentului Viitorul Liteni. Echipa antrenată de Demis Maranda a obținut doar un punct în meciul de acasă cu Moldova Drăgușeni, încheiat cu scorul de 2-2. Clubul sportiv universitar din Suceava a organizat faza pe Euroregiunea RO 1 a Festivalului Național de Mini-Handbal Masculin. Întrecerea se adresează în acest an copiilor născuți în anul 2012 și mai mici.